Vă salut și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. În episodul ăsta o să vorbim puțin despre invertorul ăsta de sudură de la Steinhaus, cu care m-ați mai văzut lucrând la diferite proiecte prin alte clipuri de ale mele. V-am mai prezentat eu ceva de la marca asta Steinhaus într-un alt clip, o mini freză cu geantă, cu accesorii. Marca asta Steinhaus, din câte m-am documentat și eu pe internet, este vândută doar de către cei de la EMAG. Bineînțeles că este o chinezărie pe care o importă ei. Este o categorie mai superioară de chinezării, să zic așa. Deci modelul ăsta este Pro IW160M. Când l-am luat eu, de fapt criteriul care m-a convins să-l cumpăr a fost numărul recenziilor pozitive. Dacă veți intra pe site-ul EMAG și căutați invertorul ăsta, o să vedeți că cele mai multe impresii sunt pozitive despre produsul ăsta. Și de altfel mi-a plăcut și forma pe care o are aparatul. Este lucrat frumos, îmi place și culoarea asta, de obicei nu prea prefer culorile alea foarte stridente, îmi plac astea un pic mai închise, așa mai neutre. Deci el a venit în cutia asta de carton. Pe cutia aici sunt câteva detalii tehnice trecute, deci lucrează cu electrozi de la 1,6 până la 4 mm. Puterea de sudare este între 25 și 160 de amperi. Deci pe față avem cele două duze pentru clești, cleștere de sudură și masa. Pe urmă aici are amperajul. Rotița asta roșie era un pic cam decalibrată când l-am primit eu. L-am desfăcut și l-am aranjat pentru că se ducea complet aiurea. Sunt trecute minimul și maximul, 25A și 160A, dar mi-ar fi plăcut ca măcar din când în când să fi trecut valoarea amperajului, pentru că eu o iau cam pe ghicite. Sudez de obicei cu 70-75A și nu știi de fiecare dată exact unde trebuie să vină indicatorul ăsta. Pe urmă aici sunt două LED-uri, deci ăsta alb care ne spune că este în funcțiune și ăsta galben aici, când se aprinde înseamnă că aparatul s-a încălzit foarte tare și trebuie luată o pauză. Pe urmă avem pe spate deci butonul pornit oprit, cablul cu ștecherul și grila de ventilație. Are o curea pentru transportat pe umăr. Este foarte utilă, de exemplu, dacă am ceva de sudat undeva mai la înălțime, îl iau pe umăr exact ca și o geantă. Se poate regla, deci este foarte comodă și utilă această curea. Ca și greutate, nu m-am uitat, dar cred că nu are mai mult de 4 kg. Este destul de ușurel, în ciuda faptului că nu este foarte, foarte mic. Să vedem așa cam ce dimensiune are. Aici avem un 37 lungime cu 20 înălțime și o lățime de vreo 13. Deci nu este nici foarte mare, nici foarte mic. E un aparat potrivit. Este lucrat destul de bine. V-am spus, având în vedere că este o chinezărie, este lucrat foarte bine, deci din punct de vedere estetic îmi place cum arată, nu sunt probleme. Cablul, bineînțeles că este destul de gros, un ștecher solid, bine construit. Avem cei doi clești, masa, un clește destul de solid, un arc puternic.
strânge foarte bine, nu am avut probleme și cleștele pentru electrod. La fel are un arc aici foarte solid, prinde foarte bine electrodul. Deci electrodul stă foarte bine prins, nu se mișcă, nu sunt probleme. V-am mai spus și în alte clipuri când lucram cu el, eu nu sunt un sudor profesionist. Am învățat să lucrez cu el atât cât mi-a fost nevoie. Nu am folosit și nici nu cred că va fi nevoie să folosesc altfel de electrozi. De obicei lucrez cu de ăștia supertit de 2 jumate. Sigur că dacă voi avea nevoie să sudez altfel de materiale și va fi nevoie de o altfel de sudură, va trebui să mă adaptez și să încerc să dau și cu bazici. Dar în general, la ce am avut eu nevoie până acum, nu am avut nevoie de altfel de electrozi. Ventilatorul este unul foarte puternic, chiar m-a surprins și pe mine când l-am băgat în priză prima dată. Se ventilează foarte bine. O să-l bag în priză și o să vă arăt și vouă ce bine ventilează. Ați văzut că după ce îl opresc, mai ventilează, să zic așa, circa 10 secunde. E un lucru foarte bun. Din ce am lucrat cu el până acum, consider că este un aparat foarte bun. Nu am avut probleme, sudează foarte bine. Puterea este suficientă. Mă gândesc că și dacă voi avea nevoie să tai ceva undeva, să zicem un fier, într-un loc unde nu mi-este accesibil să intru cu flexul, cred că se va descurca foarte bine. Nu l-am folosit la așa ceva până acum, dar sunt convins că puterea este suficientă, 160 de amperi. Carcasa asta este din tablă, o tablă foarte bine vopsită și finisată, iar cele două interfețe sunt din plastic. Deci, deocamdată, ăsta este invertorul cu care mai sudez eu. Hai să vă arăt și ce accesorii am pe lângă acest aparat. Deci am o mască heliomată de genul ăsta așa. Nu mă mândresc foarte tare cu masca asta. Nu merge foarte bine. Mai dă rateuri. Se închide aiurea. Și la umbră și la soare și peste tot. Formă se aprinde. E ceva neregulă cu ea. Am încercat eu să o reglez cât am putut de la senzorii ăia. În schimb, ce mi-a plăcut la ea, centura asta de prindere pe cap e bine lucrată, e solidă. Are un burete aici care stă foarte bine pe cap. Rotițele astea se strâng destul de bine. Uite aici am atins-o cu electrodul cald și am ars-o puțin. Aici la fel am stricat, am vrut să-i dau scociul ăsta jos, eticheta asta autoadezivă. Bineînțeles că nu se dezlipește ea foarte ușor. În orice caz, masca asta este să-mi fac treaba cu ea acum. O să cumpăr una nouă, mai de calitate. Sincer să fiu, nici nu-mi place forma la masca asta, mi se pare cam urâțică, dar deocamdată mi-am făcut treburile cu ea. Un set de mănuși din astea, din piele, pentru protecție. Wellington. Sunt foarte bune. Ele sunt murdare. Eu le-am muncit. Am lucrat destul cu ele. Dar sunt niște mănuși foarte bune. Adică nu au avut niciun fel de problemă cu ele până acum. Sunt mulțumit de ele. Sunt luate din Dedeman. Nu mai știu exact cât am dat pe ele, dar cred că o să mai îmi cumpăr o pereche. Le-am mai folosit și pe la alte operațiuni, nu numai la sudură. Niște mănuși foarte bune. Unelte pentru îndepărtarea zgurii. Asta este ciocanul cu care a venit în pachet, cu peria asta de sârmă. Îl folosesc cam rar. Și l-am mai luat pe ăsta. Are un vârf aici ascuțit.
și aici unul drept. E un ciocan care îmi place, dar mi-ar fi plăcut ca chestia asta să fie invers, adică în vincluri interioare. Mă descurc cam greu cu el, pentru că nu prea e cum să bați acolo. Ar fi trebuit să fie dispus invers, deci nu perpendicular, ci paralel cu mânerul ăsta. Dar deocamdată își face treaba. Și am mai luat două echere din astea magnetice de la Yato, unul mare și unul mic. Ia uitați ce puternice sunt, că abia le desprind unul de altul. La ce se folosesc astea? De exemplu, dacă avem aceste două bare și vrem să le sudăm la un unghi, să zicem, de 90 de grade, îl prindem pe prima aici și a doua, să zicem că prindem în partea asta aici, un magnet foarte puternic. Bine, nu am găsit o țeavă acum dreaptă și o aftuim aici, o sudăm fără probleme. Deci asta îi menține un unghi de 90 de grade perfect. Pe urmă, dacă avem nevoie la 45, îl punem în partea asta aici, în capăt. Se poziționează în felul ăsta. Vedeți că el are mai multe forme și se poate adapta la mai multe tipuri de unghiuri, în funcție de ce nevoie avem. Deci este un magnet foarte puternic, abia desfac țevile astea. Destul de util, deci ăsta e la mare, iar ăsta mic, vedeți că este și mai subțire, în special pentru țevi de 15 sau 20 de milimetri. La fel, se folosește în același mod. Am lucrat cu ele și mi-au fost foarte utile și îmi vor fi utile și pe viitor, pentru că le fixez și sudez fără probleme, fără să stau să țin cu o mână sau așa. Le-am fixat și decât le aftuiesc, formă, îndepărtez echerul și mi-am continuat treaba. Altceva despre acest invertor și despre kitul meu de sudură nu îmi vine în cap acum să vă mai spun. O să mai mă vedeți cu el lucrând și prin clipurile mele viitoare la alte proiecte pe care le voi avea. Până la următorul meu videoclip, vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc spor în toate treburile pe care le aveți.